Duminică 4 martie, în zona Bisericii Sfântul Dumitru din Medjidia s-a produs un accident din cauza neacordării de prioritate. Impactul nu a fost puternic, astfel că nu au existat decât pagube materiale. În accident a fost implicat un microbus de transport în comun, la bordul căruia se aflau puțini pasageri. Șoferul maxi-taxiului a virat dreapta și nu a mai putut evita impactul. Conducătorul auto, care nu a acordat prioritate, venea de pe strada Țepeș-Vodă și se îndrepta către Independenței. Domnule șofer, cum s-a produs accidentul? Eu mergeam spre gare, eu aveam prioritate, dusul vrea să meargă spre Intim. Și nu mi-a acordat prioritate. Asta e simplu. Aveați persoane în microbuz? Da, bineînțeles. Cam câte persoane? Aveți idee? O 5-6 persoane. Persoanele mai sunt de față acum? Nu, au plecat. L-au dus alt mijloc de transport. Ați chemat poliția? Nu, nu am chemat poliția, m-am chemat șeful. Șeful de garaj. Mașinile stau aici până vine șeful meu de garaj să vadă ce... cum o face, că eu sunt un simplu șofer. Cei doi conducători auto au acceptat soluționarea prin procedura de constatare amiabilă, astfel că nu mai este necesară deschiderea unei anchete de către oamenii legii.